Bună seara, dragi prieteni ai sportului, iată-ne din nou în studiourile OLTV, aici de unde în fiecare zi de luni prezentăm telespectatorilor noștri evenimentele sportive care se petrec de-a lungul unei săptămâni și pe care vrem să le aducem la cunoștința dumneavoastră. Avem sporturi, echipe, jucătoare care participă la diverse turnee naționale și internaționale, laurate la diferite manifestări sportive naționale și internaționale și este foarte bine că noi le facem acestor de echipe propagandă și ele sunt cunoscute de marea masă a oamenilor și de cei, mai ales de cei care fac sport. Înainte de a intra în subiectul zilei de astăzi, să spunem că sâmbătă la Călimănești echipa Oltu Curtișoara a ratat promovarea în Liga 3 de fotbal. După un meci de 90 de minute plus prelungiri, totul s-a decis la loviturile de departajare, unde gazdele au câștigat cu 5-3. Iar invitatele mele din această seară sunt un fel de continuatoare, ca să spunem așa, ale tânărului David Popovici, cel care a bulversat lumea sportului mondial, câștigând cele două titluri mondiale la not, la 200 și 100 de metri liber, la campionatele mondiale de la Budapesta. Și în această seară, în fața dumneavoastră, avem două tinere handbaliste, foarte mici, cu perspective mari de a ajunge în echipa CSM Slatina și de ce nu mai departe la loturile naționale de categoria lor și poate într-un viitor apropiat sau mai îndepărtat în echipele naționale ale României de toate categoriile. Deci cele două domnișoare care sunt astăzi în fața dumneavoastră se numesc Andreea Ciortan și Andreea Ștefan. Hambariste la CSM Slatina, amândouă, deci două Andrei, ca să spunem așa. Eu, în momentul când o să discut cu voi, am să vă spun și numele de familie, ca să nu ne încurcăm. Da? Bună seara și bine ați venit în studioul nostru. Sperăm ca telespectatorii și în special copiii de vârsta voastră să vă urmărească și să vă aprecieze că faceți sport și de ce nu, poate din cei care se uită, părinți sau copii, mâine, poimine, să zică, hai să mergem și noi la handbal. Că am văzut două tinere care practică handbalul de foarte mulți ani, vorba vine, și să facem și noi, nu numai handbal, orice sport. De acord, nu? Andreea Ciortan, încep cu tine, că ești mai mare un pic, așa. De când pasiunea pentru handbal? Cum ai ajuns tu la vârsta de... 14 ani. Cât ai acum? 14. Acum ai 14 ani, bun. De când pasiunea pentru handbal? Cum ai ajuns tu la handbal la vârsta de... Când erai mai mic. Da, te rog. Am decis când eram mai mic, adică când aveam 7 ani, împreună cu părinții mei, să mă duc la primele antrenamente de handbal, pentru că se formase o echipă de handbal de copii de vârsta mea și am decis să mă duc. Păi, da, totuși, cum te-ai dus la handbal așa? Am auzit o prietenă că așa, vrea deci și ea să se ducă și am zis că vreau și eu pentru că mai văzusem la televizor și am zis că merită să încerc, că îmi plăcuse ce vedeam. Deci practic tu faci handbal de 7 ani. Da. De 7 ani, extraordinar de mult. Tu, Andreea Ștefan, ești mai mică, ai 14 ani. Da? Deci amândouă cele două tinere, dacă le-a dus, sunt o vârstă adolescentină, 31 de ani, dacă le-a dus în vârstă. Te rog, Andreea Ștefan, ca să spunem. În cazul meu a fost doamna Jaina Moise. Da. Însă a venit în clasele primare făcându-și o preselecție pentru copii cu înclinări sportive. Da. Iar eu, fiind de mică o fire mai sportivă, am zis să încerc ceva nou. Să încerc ceva nou. La școala, numărul? La... Când a venit Jaina Moise la tine? Eram la școala George Poporan atunci. La Poporan, da? Și tu la ce școală erai? La Minulescu, da. Tu la Minulescu, da. Două școli de bun. A venit Jaina Moise la voi, a venit la clasă. Erai în clasa a? Doua. A doua. Da. Și cum a venit Jaina Moise și te-a convins pe tine să fii handbalist? Păi, mai auzisem la televizor despre handbal. Da? Și am zis că să încerc. Că... Și iată că încercarea s-a perpetuat și ai deja câți ani de handbal? 6 ani. 6 ani? 6. 6 și cu 7. O vechime, da. Ce au zis părinții când v-ați dus la handbal? Andreea Ciortan, hai, cu tine. În primul rând, mama a fost foarte fericită pentru că și ea a practicat handbal în liceu. Și, așa? Da, și chiar m-a susținut și tatăl meu. La fel, au fost foarte fericiți când au auzit că vreau să mă apuc de handbal. Foarte bine, și te susțin și acum, presupun. Da. Și la tine, părinții, ce au zis? Când te-ai dus tu în clasa a doua, un gândăcel așa, acolo în clasa a doua, te-ai dus tu la sală, era mingea mai mare decât tine. Făcând sport de mică, aceasta nu a fost o noutate pentru ei.
Da. M-au susținut și m-au încurajat de fiecare dată, îndrumându-mă să fac ceea ce îmi place. Ceea ce îți place. Și presupun că și astăzi fac la fel. Adică astăzi n-au nimic. Primul vostru antrenor care a fost? Antrenor? Nu. Doamna Janina Moise. Doamna Janina Moise. Și la tine? La mine e domnul Iulian Perpelea. Și la tine Iulian Perpelea? Da. Care acum este antrenor secund la echipa de divizia CSM Slatina. Post de joc. Ce jucați voi la handbal? Eu sunt portar. Așa? Și îți place portar? Da. Mi-a plăcut de când eram mică, nu știu, am avut așa... Ai o tragere de inimă pentru portar, nu? Nu poți să joci altceva. Înainte, la primele antrenamente, am fost și extremă și pivot, dar până nu la urmă a rămas... Era prea multă luptă pe semicerc, acolo așa în poartă nu te jenează nimeni, nu? Da. Deci tu ești portar. Și tu, Andreea Ștefan? Extremă stângă. Extremă stângă. Și cum e lupta cu, pe semicerc cu adversarele? Cel puțin în jocurile oficiale, că la antrenamente e greu? Da. Găsești adversare de calibru mai mare? Da. Totuși, nu te-ai lăsat. Nu. Indiferent de chestiune, da. În general, fetele când pleacă la un sport, își aleg dintr-o paletă mai largă sportul preferat. Voi ați practicat și alt sport? Andreea Ciortan. Eu, la primele, când am început cu handbalul, practicam în paralel și dansurile. Dansul sportiv? Da. Da? Și după ceva timp am renunțat la dansuri, pentru că a început să-mi placă mult mai mult handbalul decât... dansurile. Deci, până la urmă, handbalul a avut câștig de cauză în fața, da, în fața dansului sportiv. Andreea Ștefan, deci repet, vă zic numai pentru că pe amândouă vă cheamă Andreea. Și nu poți zice Andreea 1, Andreea 2. Andreea Ștefan, așa, bun. Andreea, la tine, ai mai practicat și alt sport? Ai mai făcut ceva? Dacă zici că ai fost așa mai... Da. Mai... La început practicam și fotbalul. Poftim? Unde fotbalul? La câte ani? La Universitatea Craiova. La Universitatea Craiova? Da. Echipa feminină sau de da. Băieți? Făceam naveta de la Stragina la Craiova. La ce vârstă făceai chestia asta? 10 ani. 10 ani. Deci făceai naveta de la Slatina la Craiova, duci întors, să joci fotbal cu o echipă de fete din Craiova. Da. Și cum a fost perioada asta pentru tine? Cu fotbalul? Într-adevăr, era greu. Da. Dar îmi plăcea ceea ce făceam. Și... și ai lăsat fotbalul pentru handbal. E mai greu fotbalul pentru fete, zic eu, după mine, nu? Da, fotbalul feminin nu era atât de căutat aici. Și am hotărât să mă acces pe handbal. De ce nu faceți la voi, la liceu, unde ești tu acum, o echipă de fotbal feminin? Ia, vorbește cu colegele și faceți o echipă de fotbal feminin. Ai găsit 7-8-10 sportivi, amatoare de fotbal feminin? Nu, nu cred. Nu. N-ai găsit? Nu. Deși ai vrea? Ai vrea. Sigur ai vrea? Da. Bun. Interesant, iată. O tânără domnișoară care la 10 ani făcea naveta la Craiova? Da. La 10 ani făcea naveta la Craiova pentru a practica fotbal feminin. Dar dacă n-ai echipă la Slatina, n-ai renunțat. Dar, după părerea ta, cât ai practicat fotbal? Câți ani ai fost la Craiova? Un an, jumate, doi. Un an, jumate, doi. Greu. Navetă, autobuze, iarna, vara, căldură, frig și așa mai departe. De mică mă jucam cu fratele meu și... De mică te jucai cu fratele tău. Da. Dar acum, dacă ar fi să alegi între fotbal și handbal? Adică mâine vine și spune cineva, am aflat că Andreea Ștefan a jucat fotbal la Craiova. Handbal. Aș merge pe handbal. Ai merge pe handbal. Da. Care e nou sport național, după cum se știe. Avem și noi echipă în Liga 1 și așa mai departe. Vedeți, dragi prieteni ai sportului, avem aici două medalii de fiecare parte. Fetele au fost foarte drăguțe și le-au adus să le prezinte publicului, că până la urmă medalia este în onoarea unui succes, nu? Ai luat o treaptă, cum să spun, o medalie și pe locul 1, 2 sau 3. Și o să întreb cu Andreea Ștefan, uite, mi se pare ciudat, că dacă voi chema Andreea și altfel, spuneam Andreea și nu știu. Cu tine, Andreea Ștefan, o să încep. Avem aici o medalie foarte simpatică, pe care o prezentăm telespectatorilor, o medalie care mie mi-a plăcut extrem de mult. Și scrie pe ea Mini Handball Festivalul Primăverii ediția 1 Craiova 2019. Spune-ne istoria acestei medalii. A fost de la primul meu turneu de la Mini Handball, da. Susținut la Craiova alături de doamna Cristina Cojocaru. Da. Unde am reușit să câștigăm toate meciurile, fiind toate, da? Toate meciurile. Așa. A fost o mare realizare pentru noi, fiind și primul. Da. Și era... Și ai fost bucuros.
Foarte. Și asta e medalia la care ți-e cel mai mult, indiferent de ce va avea în viitor. Întotdeauna prima medalie e cea mai de valoare. Bun, mergem la Andreea Ciortan și ne-a prezentat și ea o medalie pe care vreau să o arăt și citim pe ea pe spate aici, scrie Festivalul Sportului Brașovean. Andreea Ciortan, da. Spune-ne istoria acestei medalii. Anul trecut am fost la Brașov la festival, la turneu și am avut multe victorii, doar că în final Brașovul ne-a putut la câteva goluri diferență și da. A fost o medalie la care, adică este o medalie la care țin mult pentru că este printre cele mai medaliile pentru care am luptat cel mai mult. Da, și spuneam că cele două medalii pe care le-am expus aici, primele dintre ele, sunt la sufletul vostru, cum ar fi, nu? Pentru că fiecare sportiv, când obține o medalie, cam prima rămâne la sufletul lui, chiar dacă după asta sau după asta vin mai multe. Da? Mergem mai departe. Ce urma după medalia asta? Avem aici vârful de carieră al vostru. Se știe că voi ați participat la turneul final la Campionatul Național de Junioare 2, da? Da. Unde ați obținut poziția a doua, da? Turneul final care s-a desfășurat. Vă las pe voi să-l arătați. Avem turneul final valoare junioare 3, văd că am greșit eu, junioare 2, desfășurat 25-29 mai 2022 la Brăila. Fiecare dintre cele două sportive care sunt în această seară la masă cu noi aici au câte o astfel de medalie și hai să povestim istoricul lor. Ia să vedem. Cum a fost la Brăila? Hai, care vreți să începeți? Nu. A fost o perioadă grea și obositoare. Da. Însă am încercat să rămânem focusate pe obiectivele noastre, da. Fiind dornice de câștig. Au participat peste 80 de echipe, da. Unde ne-am calificat la turneul final. 80 de echipe la nivel național? Da. Și s-a jucat sistem zonă, sistem, mă rog. Da, unde am reușit să ne calificăm la turneul final fără nicio înfrângere. Fără nicio înfrângere. Alături de încă 7 echipe cele mai bune din țară. Da, de 7 și cu voi 8. Ați ajuns la Brăila și la Brăila ce s-a întâmplat? Cele 8 echipe au fost împărțite în două grupe, presupun, da? Da. Și voi, grupa voastră, a jucat fiecare cu fiecare, da? Cu echipele de acolo și în baza rezultatelor s-a făcut un clasament. Și voi ați câștigat grupa A sau B? În ce grupă ați fost? În grupa B. În grupa B. Da. După care a urmat semifinalele, locul întâi de grupa A cu locul 2 din grupa B și locul întâi de grupa B cu locul 2 din grupa A. Cu cine ai jucat în semifinal? Cu CSS Bacău. Și? Am reușit să câștigăm. Ați fost bucuroase, nu? Da. Și finala? Hai. Cu Brașov, însă s-a dovedit a fi mai pregătit decât noi, luând locul 2 și ajungând vicecampioane pe țară. Vicecampioane pe țară la categoria voastră de vârstă. Da. Iată o performanță notabilă pentru tinerile handbaliste de la CSM Slatina, care merită felicitările noastre. Oricum, din 80 de echipe, cât a spus că au fost la nivel național să fie a doua, e totuși o mare performanță, nu? Da. De-a lungul activității voastre sportive, care e destul de lungă, tu ai șapte ani, nu așa zic, șase. Tu ai mai practicat și fotbalul. Ați fost la multe turnee, presupun, nu? Da. Ați făcut multe deplasări prin toată țara, da? Da. Ați avut în meciurile voastre pe care le-ați desfășurat cu echipe de categorie voastră, care e cel mai frumos moment trăit individual de voi la după un meci de handbal? Adică când ai atins o anumită valoare sportivă. Care meci ți-a lăsat o amintire în inima ta pentru prestația avută? Care vrei tu? Da. La mine a fost un ultimul meci din semifinale împotriva echipei CSS Făgăraș, da. Unde am reușit să ne calificăm la turneul final fără nicio înfrângere. Deci faptul că ați mers la turneul final fără nicio înfrângere a fost o realizare extraordinară, nu? Da. Pentru tine ca persoană vorbesc, nu ca restul. La tine care a fost? La mine a fost la fel, am fost foarte bucuroasă când am ajuns în final fără nicio înfrângere și a fost ceva unic, n-am trăit niciodată așa ceva. Deci ați trăit momente, hora bucuriei ați făcut acolo la sală, nu? Da. Că sunteți și voi tinere și trebuie. Da, te rog. Da. Și în final a fost totuși unic pentru că a fost o emoție în echipă de nedescris. Au fost unite și chiar dacă adică a fost să ne gândim că în grupa asta
zonală în care a jucat voi, ați avut ceva emoții, nu? Că da. Se mai întâmplă, prinzi o zi mai slabă, portarul mai greșește și el pe acolea, extrema stângă mai dă și peste poartă, mai dă și pe lângă, nu? Da. Nu? Da. Se întâmplă, nu? Dar presupun că în funcție cu antrenorul, cu pregătitorii voștri de acolo, cu toată echipa, v-ați mobilizat și noaptea n-ați visat decât victorie. Decât victorie, nu? Interesant. Voi sunteți și școlăriți. Aș vrea să vă întreb, când mergeți la antrenament, de câte ori pe săptămână mergeți? De 5 ori, de luni până vineri. De luni până vineri, de 5 ori pe săptămână? Da. Câte ore? 2. Cum e programul stabilit de luni până vineri? Aveți cursuri dimineața sau după masă? Da, dimineața. Dimineața. Și dacă ai avea cursuri după masă, ce faci? La vechea școală am avut după amiaza. Da. Și era foarte greu, ajungeam la antrenamente... Mai mult slăită de putere. Da. Și m-am transferat la altă școală. Ca să poți să faci antrenamente. Da. E un pas bun făcut, da. Pentru că nu puteai să faci și treaba aia și treaba aia. Ia spuneți-mi voi acum, hai, de distinctiv care vreți, o ședință de antrenament. Spune-mi tu jumate, ce să compunești tu jumate. Păi, la început începem cu alergare, după care facem gimnastică. Și faci și gimnastică, da? Da, să fim încălzite, apoi facem pase, încălzim portarii, se aruncă de pe posturi și cam deci, asta ca... este în prima oră. Deci tu ești portar, da. Tu nu participi la jocul colectiv, nu la antrenament. Nu prea. Nu prea. E cea mai frumoasă meserie. La voi, la jucătoarele, de când cum e? Nu. Cum e antrenamentul? Că am înțeles, la portar, alergare, stă în poartă, bubuială. Ne ducem la o parte unde repetăm toate schemele de joc. Da. Iar după aia începem să jucăm, după ce ne repetăm. Facem două echipe și... Și e adversarea voastră întotdeauna sau este cu echipiera voastră? Cu echipiera, de fiecare. Deci niciodată nu băgați în altă poartă. Deja sunt bisericuțe, ca să spunem așa, cum se fac echipele. Nu? Ați avut vreodată probleme cu accidentările? Eu personal nu. Nu, portarul nu. Numai... Am avut numai degete date peste cap și... Ai avut și așa ceva? Da, și m-am lovit odată. Cu ce nonșalanță spune degete date peste cap? Parcă ai avea 100 de ani. Deci când eram tânăr am avut date... Așa? Păi, da, atât au fost degete date peste cap și cred că odată m-am lovit la gleznă atât. Atât, dar n-a fost dureroasă. Adică n-a fost de lungă durată. Da. La voi, tu ca inter stânga, tu te lupți cu fetele alea pe semicerc acolo, pătrunderi. Da, nu am suferit încă accidentări. Păi, nici să nu suferi, că nu... Înseamnă că te conservi, știi, să... Că ai văzut, la handbal, în general, interii au viață grea acolo, pe extremă, nu? Da. Inter sau... Nu, extremă. Extremă. E greu acolo să dai gol plouat așa mai departe. Vreo minge în față sau vreo handbalistă până acum? Da, de și? Multe ori. Păi, plâng, îmi dau lacrimile în primele secunde, dar... Ce simți când te lovește o minge? Că am mai întrebat, așa, le-am mai întrebat pe portărițele astea, mă, când te lovește mingea în față, mai știi cum te cheamă? Primele secunde, nu, după aceea respir și revin. Deci, ea fiind și portăriță, e expusă la așa ceva. Tu, de ce ți-ar fi frică de o accidentare? La ce te-ai gândit să te lovească cineva să te accidenteze? Să faci o întindere, să faci o ceva, nu știu. Mi-ar fi frică, da, să nu am vreo leziune care să te scoată din antrenamente multă vreme, da. Și să stai pe margine să suferi. Am o accidentare gravă și să nu mai pot continua, da. Să fac ceea ce îmi place. Deci la Brăila spuneați voi că a fost turneu de 8. V-a bătut Brașovul. Brașovul a fost pe locul 1, Slatina pe 2 și pe 3? CSS Bacău. CSS Bacău. Da. V-ați, cum să spune, v-ați făcut prietene până celelalte handbaliste din țară? Da, am mai vorbit cu alte fete de la alte echipe și pot zice că mă înțeleg destul de bine cu cele tu? Cu care vorbesc. Da, și la fel. Ai și tu extreme în alte echipe, presupun. Da. Nu? Da. Așa se face, adică trebuie să ai, pentru că peste ani voi mai creșteți și te mai întâlnești la un meci, la nu știu. Și așa presupun că și în activitatea viitoare care va veni din toamnă, tot cu ele vă întâlnesc, că sunteți aceeași categorie de vârstă, nu? Da.
și vă mai cunoașteți, deci știi secretele, tu știi cum de la poartă, tu știi cum să ofentezi la extremă. Și spune că antrenamentul durează 2 ore de luni până vineri, 2 ore pe zi. Da. Nu e greu pentru voi? Este destul de greu, având în vedere că trebuie să mergem și la școală, trebuie să ne facem datoria ca elevi și trebuie să și învățăm, să facem și teme și este destul de complicat. Pentru tine? Într-adevăr, este foarte greu, dar se merită efortul din moment ce din moment ce îmi place să fac asta. Și o vei face până la 2 bătrânești, vorba vine. Mereu, când da. Vine. Tu, portar, tu, Inter, aveți vreo handbalistă preferat? Mie îmi place de Diana Ciucă. Deci portarul de la, nu mai știu unde e acum, la CSM sau da. Unde mai. Deci vrei să fii model Diana Ciucă, da? Da. O apreciezi, vezi cum apără ce face. La tine e mai greu, că tu ai mai multe, mai multe alegeri de făcut. Carmen Martin. Carmen Martin. De ce îți place Carmen Martin? Îmi place că mereu când fie că pierde, fie că câștigă, mereu cu zâmbetul pe buze. Da? Și tu ești la fel? Da. Sigur? Da. Chiar dacă ratezi de acolo din colțul careului de 6 metri, dai peste poartă sau îți apără portarul, nu te ofiți. Mă întreb în apărare și o iau de la capăt. Și o iau de la capăt. O iau de la capăt. Ia spune-mă, ia pe contraatac, ți-a dat vreodată vreo minge să faci și să dai gol pe contraatac? Da. De multe ori. Deci colaborezi foarte bine, da. Știi exact de unde vine mingea și unde cade, nu? Da. Interesantă chestiune, da. Lipsiți, nu lipsiți, vreau să spun, voi aveți copilărie? Știți ce e copilărie? Adică să te joci. Ia spune-mă, Andreea Ștefan, tu ai vreo păpușă pe acasă? Nu. De ce? Mereu de mică, când mergeam la cumpărături cu mama, mereu eu îmi luam minge. Tu ți-ai luat minge, ai avut ceva cu mingea? Deci n-ai nicio păpușă? Nu. N-ai nicio treabă, nimic. Tu? Nici eu nu am, dar când eram mică îmi plăceau foarte mult păpușile, chiar mă jucam. Și acum ai? Nu mai am acum, dar... Presupun că la vârsta ta, la 14 ani, acum da. Nu te mai gândești să te duci cu păpușile. Te duci, te duci cu mingea la sală, nu? Da. Erați în perioada, cum să spunem, 2 ani a fost pandemie și voi erați obișnuite cu un anumit ritm, da? Adică antrenamente, jocuri și așa mai departe. Erați la vârsta formării, tu aveai 12, nu? Da. Cum au fost ăștia 2 ani de pandemie pentru voi? Că v-au scos din ritm. A fost foarte greu, am avut antrenamente, făceam în parc și făceam pe Zoom antrenamente. Pe? Pe Zoom. Pe Zoom? Da. Ala nu e antrenament. A fost complicat, încercam să ne menținem în formă. Păi și cum apărai tu în poartă pe Zoom? Făceam cât să nu ne pierdem antrenamentul cu alergarea și tot ce însemna. Făceam și individual. Na, a fost, și pentru tine cum a fost pandemia? A fost o perioadă foarte dificilă pentru noi, însă... Mai ales că pe tine te văd că ești mai spirt, așa, ești curăită pe... Adică tu imediat, dacă îți dă cineva o minge, imediat s-ar și-o iei. Da. Nu așa? Da. Cum a fost pentru tine în pandemie? Că presupun că v-a tăiat așa elanul. Erați la 12 ani sau eu știu la cât vârstă aveați atunci? Eu atunci încă nu eram la echipa aceasta. Da, practicai sport. Da. Și? Ce făceai în pandemie? Cum te pregăteai în pandemie? Mai făceam... Trebuie să te menții condiție fizică, da. Să... Că dacă nu ții condiția fizică și mănânci ceva mai mult, nu mai e sport, nu? Nu? Da. Deci cum a fost pentru tine pandemia? Ea a fost greu. Deci dacă vine să spunea să antrenau online? A fost foarte dificil pentru noi, iar ne mai antrenam în parc, alergam ce-am... Dar nu era un antrenament specific, era un antrenament de menținere, pentru că în sală n-aveai voie, la turnee n-aveai voie și presupun că cei 2 ani pe care au trecut și sperăm să nu mai vine niciodată, v-au cam frânt, așa, v-au frânt el anul ăștia 2 ani, adică a zis gata, mă las, ai vreodată gândul să zici mă las? Nu. Niciodată? Niciodată. Așteptai în fiecare zi să termine pandemia, să scăpăm de mască, să ne întâlnim într-un anumit grup, să facem niște antrenamente, mă rog, mai, în mai puține membre ale lui echipei, nu? Da, și în zilele când nu aveam antrenament, făceam acasă, ca să mă mențin în formă. Să te menții în formă. Da. Spuneați că sunteți elevi. Tu ești la liceul? Cu program sportiv. La liceu, program sportiv și ai dirigintă pe doamna? Odeta Vâlcea. Otilia? Odeta Vâlcea. Odeta Vâlcea. Vă întreb separat, Andreea Ștefan, tu mai pleci la turnee. Mai pierzi din urmă cartea.
ai antrenamentele care te obosesc, sunt convins că nu în fiecare zi de luni până joi, de luni până vineri cu antrenamentele. Și plus că, pe urmă, sâmbăta vine meciul, nu? Da. Mai sunt și sâmbete în care vine meciul. Cum împaci școala cu sportul? Cum faci tu de așa natură încât să faci și antrenamentul bine și școala să nu o uiți, să o lași deoparte? Profesorii m-au încurajat de fiecare dată și m-au susținut să fac ce-mi place. Da. De aceea, când veneam din turnee, mereu mi explicau mie separat lecția. Da. Cât să merg și cu handbalul și cu școala. Și așa vei face până termin liceu, presupun. Da. La tine, tu ești la liceu, eu Minulescu, da? Da. Ai dirigintă pe? Nuții Gavrilă. Doamna Elena, Elena, Nuții Gavrilă, da. Cum o cheamă? Da. Și cum te împaci când pleci la turnee? Pleci fost... sâmbătă, vii luni, luni vii frântă, de obosită. De fiecare dată profesorii au fost înțelegători, m-au susținut, da. Și diriginta a fost la fel și m-au ajutat să înțeleg dacă rămâneam cu vreo lecție foarte în urmă, mă ajutau și... Acum să presupunem că n-aveți, n-ați rămas în urmă cu lecțiile, că uite, e sfârșit, deja clasa s-a terminat, nu? Da. Anul școlar s-a terminat, tu vei fi la anul în clasa a 8-a? A 9-a. A 9-a? Da. Și tu în clasa? A 8-a. Da. Cum vi se pare acești ani pentru voi? Mai ales că aveți un trecut sportiv, adică ai ajuns în clasa a 9-a, în clasa a 8-a. Cum? Adică te gândești așa în urmă, băi, am ajuns în clasa a 8-a, te-am făcut handbal, am făcut fotbal. Ce vreau să fac acum încolo? Vei continua, presupun, nu? Da. Nu există... Aș vrea să progresez în continuare pe plan sportiv. Da, te văd. Cu... Ești foarte incisivă pe chestia asta, da? Cu puțină ambiție și noroc să ajung la o echipă bună din țară. Da. Și probabil să urmez o facultate de sport. Dacă... Da, am înțeles. Da. La tine cum e situația? Tu treci pe noua cu da. Altă treaptă, liceu, mai greu... Tot o să continui și dacă o să acum trec la liceu, am de gând tot așa, să continui mult cu handbalul, nu am de gând să renunț. Să nu renunț niciodată, că așa da. E. Ești convinsă. Adică sunteți două, sunteți ferm convinse că sunteți două. Spuneai de carieră în viitor. Ești primul an la liceu. Te axezi pe sport sau vrei să faci altceva? Cred că o să mă axez pe sport. După părerea mea, o să trăiesc o viață bună dacă reușesc să fac ceva cu sportul și sper să urmez și o facultate de sport. De sport? Da. Și la rândul tău să fie antrenoare cum au fost alții pentru tine. Da. Tu spuneai la fel, deci veți da. Fi colegi. Mă rog, e un an diferență între voi. Tu vii la liceu la anul și vei continua tot cu LPS-ul sau? Probabil, da. Probabil cu LPS-ul pentru da. Că acolo și să faci sport, să aveți carieră interesantă în viitor. Să nu fugiți de Slatina dacă au nevoie de voi și pentru noi ar fi o mândrie ca, uite, după, să zicem, 6-7 ani de acum încolo, să auzim la niște echipe de voi, să zicem, Andreea Ciortan, am auzit de ea cumva, unde? De unde știu eu, da, Andreea Ciortan, portăriță care apără și de Ștefan care dă golul după stânga acolo, da? Bun, iată, am încheiat prima parte a emisiunii noastre de astăzi, luăm o scurtă pauză și revenim, da? Imediat. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Reluăm partea a doua emisiunii Stadion de astăzi, 27 iunie, deci deja mai avem puțin și trecem în a doua parte a anului. Invitatele mele din această seară, foarte volubile, foarte incisive, foarte pregătite pentru ce fac în viitor, Andreea Ciortan, domnișoara cu părul din partea stângă, și Andreea Ștefan, două Andreie care practică handbal și vor să ajungă la înalta performanță. Să trecem, așa cum spuneam, la partea a doua a emisiunii noastre. Voi la handbal sunteți o echipă de 16-17 jucătoare, nu, dacă nu mă înșel, da. În lot. Care e relația voastră personală cu sportivă, nu altă relație, cu celelalte colegi de echipă? Andreea Ciortan, zi tu prima. Ia. Eu mereu m-am înțeles bine cu cele din echipă, mereu au fost o relație, am avut o relație foarte bună cu ele. Pe teren mereu ne-am înțeles și... Ai și colegă portăriță, nu? Sunteți două sau trei? Trei.
care, hai să te întreb atunci mai special așa, relația ta cu cele două portărițe și cu tine trei, între voi, așa. M-am înțeles destul de bine cu ele până acum. Da. Nu au fost discuții sau certuri între noi și ne-am înțeles bine mereu și ne ajutăm mereu și nu e nimic. Nu sunt că răpeți. Voi am văzut la meciuri, în general, portarii fac tabără separată față de restul jucătoarelor, nu? Da. De ce? Nu știu, așa... Deci n-aveți treabă cu extreme, cu pivoți, cu inter și așa mai departe, nu? Deci relația ta cu portărițele, care sunteți toate trici cu celelalte două, e foarte bună. Da. Vă înțelegeți, vă antrenați, faceți. Da. La tine e altceva, Andreea Ștefan, că la tine, deci din 16, dacă scădem 3 portărițe, rămân 13. Deci aria de, cum să spunem, de socializare e mult mai mare. Una e să fii 3 și alta e să fii 13. La tine cum e? Ne-am susținut și ne-am încurajat de fiecare dată. Da. Nu am avut niciodată discuții. Pentru mine sunt ca niște surori. Mereu da. M-au încurajat înainte să intru în meciuri și astea. Au avut mereu încredere în mine și pentru asta... Cum strigă după tine când trebuie să dai gol când pleci pe contra-atac? Ștefan. Ștefan, da. Da. Interesant. Deci, la voi este un monolit, ca să spunem așa. Nu există frecușuri, chestiuni, stai să vezi că a greșit Ștefan, stai să vezi că a greșit Ciortan, că a luat un gol aiurea, că n-a apărat, că n-a apărat un 7 metri, deci era pe el. Andreea Ștefan a scăpat pe contraatac și s-a grăbit și în loc să dea pe poartă a dat nu știu pe unde. Au fost adică în situații de genul ăsta vă mai critică colegele? Vă mai... Și critica e și pentru ele când greșesc? Nu, chiar nu. Am ratăm și strigă mereu de pe bancă să venim din nou în apărare și ne încurajăm. Da. Deci putem să spunem că echipa de handbal fete CSM Slatina, junioare 3, da? Da. Este un monolit. Și acest monolit s-a concretizat în obținerea locului 2 pe țară la finala campionatului național, unde spuneați voi mai devreme că au fost 80 de echipe. Pe inima se numere de la 1 la 80 și te apucă plânsul, cum se spune. Și din 80 de echipe care au reprezentat toată țara, voi ați fost pe locul 2. E o performanță pe care e uluitoare, după părerea mea. Adică sunt convins că antrenorii, cei care se ocupă de echipă toți, pentru că și până la urmă, performanța asta a voastră se va transforma în viitor și în altă performanță. Veți crește, veți trece de la junioare 3 la 2 la 1 și așa mai departe. Și în viitor, spuneam mai devreme în pauză, că peste ani și ani mi-apare Andreea Ciortan sau Andreea Ștefan și o să stau să mă gândesc, mă, de unde sunt numele astea două că le cunosc, da? Sunteți eleve clasa 9, clasa 8. Sunteți într-o școală, aveți colegi, aveți colege. Sunteți singurele practicante de sport de performanță, așa, să joci fotbal de plăcere nu merge, din clasele voastre, sau aveți și colegi care, sau colege care practică și alte sporturi? Hai, vorbește tu, că ești mai... Eu sunt la o clasă sportivă. Da? Și majoritatea fac sport de acolo. Dar fac sport organizat sau așa, la întâmplare? Unii, depinde. Unii... Deci din clasa ta niciunul nu stă degeaba la sport? Adică nu ești cu timp medical sau pleacă de la sport să ducă să plimbe? Nu. Niciodată. Deci la tine, clasa ta, toți fac sport. Că fac organizat sau nu, aia e treaba lor, la fac sport. La tine? La mine majoritatea băieților fac fotbal. Da, păi e de bază fotbal. Fetele, da? Nu sunt singura fată din clasă care face vreun sport, în rest băieții joacă fotbal. Și câte fete sunteți în clasă? Peste 16 fete. 16 fete și de 16 doar una. N-ai încercat să le convin niciodată? Odată a fost o fată, dar a renunțat. Și... De ce? Nu i-a plăcut. Da, probabil. Și restul nu vor. Nu, da. Nu le place. Și tu când vii cu medalia de argint, campioana națională, și te duci cu ea la clasă, ce zic colegii despre tine, mai ales fetele? Dacă sunt 16 și din 16 una a vrut să facă și 15 nu. Mă felicită, adică sunt mândri de mine, dar mai sunt și răutăți câteodată, dar în mare parte timpului sunt mândri. Răutăți, nu e bine. Dacă sunt răutăți, dar mă rog, trebuie să treci peste ele. La tine, colegii tăi de clasă, ce zic? Când ai venit tu de la turneul de la Brăila cu medalia de argint, cu echipa CSM-ului, a doua echipă din țară la categoria voastră, și presupun că s-a aflat în clasa ta, că vezi, doamne, Andreea Ștefan a luat locul 2 cu echipa de handbal a CSM-ului. Ce au zis colegii tăi?
La tine e diferență pentru că la tine practică sport tot. Da, din moment ce și ei practică sportul, știu și ei cum e să vin. Să iei o medalie, da, să fie. La ei e mai greu, că dacă 16 fete nu practică sportul, dai seama. Când au văzut 32 de ochi, 16x2, 32, veni Andreea Ciortan aici, ne arăt o nouă medalie. Mă susțin de fiecare dată, da? Înainte de fiecare turneu, înainte să plec sau ceva, mereu mi urează baftă. Da. Și mereu, și indiferent de rezultat, mereu a fost acolo să mă felicit. Rezultatele mele sunt, că e firesc într-o viață sportivă să ai și rezultate bune și mai puțin bune. Așadar, ați terminat acum... Tu ai terminat, clasa 8 e ultimul an, la tine clasa 9 a început al liceu. Sunteți în vacanță, urmează toamna. Ce aveți în program pentru partea a doua a acestui an 2022? Adică dincolo de antrenamente, dincolo de ce aveți turnee, ceva planificate, acest turneu la care ați fost se repetă, da, mi se pare că nu mai sunteți voi acolo, că treceți, dacă din toamnă treceți la altă categorie, nu? Trecem la eu rămân și la J3. Da, la J3, cum ziceți voi. Da, și din toamnă începe campionatul și de la noi. Campionatul, adică se ia de la capăt ce a fost acum una. Da, da, da. Și la tine? Da, la fel. Eu o să rămân la junioare 2. Da. Și la fel, o să iau cu campionatul de la capăt. De la capăt. Da. Ei, ar fi bine să, când aveți meciuri, pentru că am văzut la sală la alte meciuri care sunt junioare, vin părinții, vin colegii, vă încurajează, da. Părinții sunt cu trompete, cu goarne, am văzut eu acolo pe la sală, dar nu la categoria voastră. Ar fi bine ca, ca voi, care faceți o bună propagandă handbalului, sport care a devenit sport național, ați văzut, acum logo-ul este handbalul sport național. Și noi avem marele avantaj aici la Slatina că avem și echipa CSM-ului care este în Liga 1 și presupun, cum spuneam mai devreme, că veniți la meciuri indiferent de situație. Da. Vă uitați, tu mai ales tu ca portar, vezi ce plasament are Elena, ce plasament are cealaltă, tu ca extremă, ca inter stânga sau extremă, ce ai zis că ești, vezi cam cum face, cam cum... Presupun că te uiți la detaliile astea, nu? Da, fiecare dată. Deci, campionatul va începe în luna? Septembrie. Și sunteți pregătite, nu? Acum aveți și voi vacanță, vă duceți, vă odihniți și așa mai departe. Eu vreau să vă promit că în momentul în care... veți avea meciuri de handbal, cel puțin tu, te rog, dăm un semnal. Duminică jucăm cu, la ora de atât. Da. Pentru că v-am spus că prietenul meu de acolo de la sală nu e niciun meci și trec pe lângă sală ca trenul. Deci urmează vacanță, urmează campionat și să vedem ce o fi în viitor. Voi ați început handbalul de foarte devreme, da? De la clasa 0, clasa 1, clasa 1, când deja, deja, cum să spunem, nu aveți voi idee cu ce să mănâncă handbalul ăsta atunci când ați început. A, mă duc și eu acolo să dau din... La tine e altceva, că te-am văzut că ești mai incisiv pe minge. Sunt convins. La tine, mă rog. Așa. Să presupunem, acum sunteți fete mari, majore, aveți experiență, ați colindat pe-n țară, mâine, păi mâine vă vedem, nu știu la ce echipă națională, nu știu la ce echipă de club, și aș vrea să trăiesc momentul ăla, să fie echipa CSM-ului în Slatina, și să veniți voi de la alte echipe să ne bateți. Atunci n-aș fi de acord. V-aș da cartonaș roșu. La vorba lui. Am glumit. Considerați fiecare în parte că aici, în această, în acest studio, ne aflăm în fața unei grupe de copii de clasa 0, 6 ani. Cum i-ați convinge voi să meargă să facă sport? Nu handbal în special, ci sport în general. Indiferent ramură. Că e volei, că e fotbal, că e tenis, că e orice. Care ar fi mesajul vostru pentru ei? Încurajez toți copiii să se apuce de un sport, oricare ar fi acela. Da. Acesta este un atu pentru ei. Da. Și își pot descoperi pe parcurs noi pasiuni. Și noi calități sportive care se ajută în viitor. La tine care ar fi? Îi sfătuiesc dacă vor să-și lege prietenii noi, să se apuce... Să cunoaștă lumea. Da. Să facă sport, să facă mișcare și să se apuce de orice sport. Eu i-a sfătuit să se apuce de handbal. Mă rog, asta e părerea ta. Acum nu poți să-i obligi. Dar, în principiu, mesajul vostru, pentru că voi sunteți deja, se spune, o, e vorba românească, am ruginit de când sunt în handbal, vorba vine cei 7 ani de zile, poate acum se uită la noi părinți cu copii și văd, uite, am văzut două tinerele, practică handbal, au fost pe la turneu, la medalie, ia să mă duc și eu. Ar fi un prim pas.
Am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns invitației noastre. Mulțumesc. Aștept să obțineți noi performanțe și vă promit că la primul meci care l-a văzut în septembrie la LPS cu ce echipă jucați voi, unde jucați, voi fi prezent să vă văd cum jucați și să luați victorie. Mulțumesc, Andreea Ciortan, mulțumesc, Andreea Ștefan, mult succes în continuare și să ne reîntâlnim mai târziu, așa, și din alte posturi. Atât pentru această seară, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, la revedere!